Incident șocant care se putea sfârși tragic pe o stradă din Botoșani. O femeie a fost înghițită pur și simplu de o groapă adâncă de 4 metri, căscată brusc în asfalt. Femeia a fost scoasă din crater de pompieri și a ajuns la spital cu mai multe coaste rupte. După ce se vindecă, este decisă să ceară despăgubiri în instanță. Autoritățile nu au acoperit groapa după incident, ci au semnalizat-o cu un copac. Doamna, dar v-ați lovit undeva? Vă simțiți rău? Nu, unde? Unde? Păi dar cum, la coaste? Vă dați seama, căzut la... Dar primăria în judecat, așa ceva este domnul primării. Dar puteți să mori. Accidentul a avut loc pe o stradă circulată din orașul Botoșani. Femeia de 57 de ani se ducea spre casă atunci când pământul s-a prăbușit sub picioarele ei. A căzut în gol 4 metri. Rănită și speriată, a început să strige după ajutor și a sunat apoi rudele să vină să o salveze. Nu a văzut că e groapă, că nu știa. Și acolo. O călcat pe margine și o căzut acolo. Noroc, a avut telefonul în buzunar și m-a sunat. Jenny, vine să mă scot dintr-o groapă că am căzut. Locuitorii din zona au fost alertați de țipetele disperate ale femeii. Nu, nu-i bună. Ia atent aici cum a căzut. Au fost chemați în ajutor pompierii care au scos-o din crater cu o scară. Femeia a ajuns la spital cu mai multe coaste rupte.